Vă salut! Am aici în cutie o cositoare de la NAC, New American Concept, BP25410V. Da, nu este cositoarea mea, am cumpărat-o la cineva. Și înainte să vină să o ia, am zis că să o filmez puțin, să o vedem. N-am să o scot în pungă. Dacă nu e a mea, n-are rost. Deci cam așa arată cositoarea, văzută din spate. Da? Ea are o tijă din două bucăți, după cum vedeți, se înnătește aici. Da. Este o cositoare. Zic ei că este făcută de americani, dar seamănă foarte mult cu cele chinezești. Nu o să pot să o arăt prea bine pentru că nu vreau să o scot din folie, cum am zis că nu este a mea. Are și coarnele, tot din două bucăți, unul cu accelerația și unul fără. Are un bidon pentru amestec, un tambur cu fir pentru iarbă mai mică. Mai are aici un disc metalic, da? Hamul, care este o simplă curea cu o agățătoare. Și aici în partea asta, în cutia asta, vedem capul tăietor, da? Care este cea de-a doua parte a tijei. Plus această apărătoare, da? Așa. Ce mai are ea? O trusă de chei. Da? Cheia pentru bujie. O cheie de 10 și niște imbusuri. Plus, bineînțeles, manualul de utilizare. Este o cositoare de 1,2 cai putere, din câte am înțeles eu, la prețul de 300 de lei. Da? Și a venit și motanul să o inspecteze și el să vadă dacă îi place. Deocamdată nu e încântat. Nu am văzut cum merge încă în iarbă. Sper să merg la vecinul ăsta al meu și să-i fac o probă și în iarbă și să filmez. Mai au niște vecini de-ai mei pe aici și au zis că sunt mulțumiți de cum merge. Modelul ăsta de cositoare este puțin mai mic față de acelea chinezești, alea mari cu rezervorul de 1 litru. Asta are un rezervor de 450-500, nu știu exact cât. Este puțin mai ușoară decât alea mari, dar nu știu cât de puternic este. Aș fi vrut să o scot și din folie să vă arăt, dar dacă nu e a mea, nu are rost. Deocamdată cam atât despre cositoarea asta de la NAC BP 25410V. Dacă o să am ocazia să filmez și cum merge în iarbă, o să fac un clip și atunci. Mare lucru nu v-am putut prezenta în clipul ăsta, dar sper să vă fie de folos.
Vă mulțumesc, la revedere!